Domnule primar, un alt capitol important pentru comunitate este cel al asigurării unui serviciu medical corespunzător, cel puțin pentru urgențe. Cum stă comuna Aliman din punctul ăsta de vedere? Da, aveți dreptate, alături de educație, un alt punct important este și sănătatea, pentru că acolo unde există un popor educat și un popor sănătos, restul vine de la sine. Așadar, am construit un dispensar nou în satul Dunăreni, pentru că nu exista așa ceva acolo. Am angajat în primele zile ale mandatului meu o asistentă comunitară plătită din banii de la bugetul local pentru a avea grijă de cetățenii comunei noastre, alături de medicul de familie pe care îl sprijină. Și nu trebuie neglijat nici faptul că am reabilitat dispensarul din satul Aliman, întrucât de circa 20 de ani nu s-a făcuse nicio investiție în acest domeniu. Reabilitare însemnând schimbarea acoperișului, pentru că ploua în dispensar. Am învelopat întreaga clădire pentru a permite niște temperaturi constante în interiorul acestei clădiri, pentru că vin și mame cu copii mici la tratamente, la vaccinuri și așa mai departe. Zugrăveli interioare, zugrăveli exterioare la acest dispensar și tot ce ține de un cadru civilizat pentru buna desfășurare a activității medicale în această clădire.